Hei, salutare tuturor, bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi vreau să dezbat subiectul hiperinflației. Mai exact ce s-a întâmplat în Germania cu prețurile când a apărut hiperinflația. De ce vreau să discut acest subiect? Este simplu. Am auzit tot felul de idei să vină hiperinflația, să ducă Bitcoin la $1.000.000, să ajungă Ethereum la $50.000 și așa mai departe și multe alte idei de acest gen. Atunci mi-am dat seama de două lucruri. Fie acești oameni nu știu ce înseamnă hiperinflație, fie, neavând altceva ce să spună, neavând financiare de dezbătut în baza unor criptomonede, neavând produse în spatele acelor criptomonede, n-ar avea ce să spună decât hai să mai născocim și ideea de hiperinflație pentru a mai face niște vizualizări. Dragilor, ideea este că dacă vine hiperinflația, totul se duce de râpă. Nu mai contează cât costă Bitcoin, nu mai contează cât costă Coca-Cola, cât costă Tesla, totul va fi o harababură. Haideți ca să vă explic mai exact cum a evoluat prețul unei pâini în perioada 1914-1923. Voi estima totul în dolari. De ce? Pentru a nu fi o eroare de gândire din partea celor care nu știu că înainte de euro în Germania a fost marca. Și pentru a evita acest lucru, mă voi exprima în dolari. Bun, în 1914 o pâine costa 13 cenți. În 1916 aceeași pâine costa 19 cenți. În 1919, prețul pâinii a ajuns la 26 de cenți. În 1922, deja a început să ia razna prețurile la produse. O pâine valora $3.50. După 6 luni, tot în 1922, prețul unei pâini era de $700. În primăvara anului 1923, prețul unei pâini era de $1.200. În septembrie 1923, prețul unei pâini a ajuns la $2.000.000, pentru ca doar o lună mai târziu, în octombrie, tot 1923, să fie 670 de milioane o pâine. În noiembrie 1923, prețul unei pâini a ajuns la 3 miliarde. În următoarele săptămâni, deja prețul unei pâini a ajuns la $100 de miliarde. Mai exact ce se întâmpla? Guvernul, împreună cu Banca Națională, printau calabalamuc pentru a evita revolte din partea oamenilor, război civil în interiorul țării, și mai mult decât atât, venirea la conducere a sistemului comunist. Oamenii în acea perioadă aveau greve pe care le făceau deoarece nu le convenea conducerea țării și aveau și de plătit totodată daunele de război către țările câștigătoare. Pentru a încerca să stabilizeze lucrurile, trebuiau să printeze bani. Oamenii au ajuns să bage la foc bacnote, deoarece era mai ieftin decât să meargă și să cumpere lemn. Se spune că în acea perioadă se mergea cu o roabă plină cu bani pentru a cumpăra o pâine. Vă dați seama că în astfel de situații lucrurile o iau razna și nu mai contează cât costă Bitcoin, nu mai contează cât costă Ethereum sau multe alte asset-uri, deoarece situația este una horror. Tocmai de aceea, când veți mai auzi idei de acest gen, doar dați-le skip. Sunt făcute doar să vă atragă pentru niște vizualizări sau poate au și niște materiale cum te învață ei să treci peste această hiperinflație. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că acest conținut să vă ajute. Dacă ți-a plăcut contentul, nu uita să apeși butonul de like, iar dacă vrei să te abonezi, activează și clopoțelul pentru a fi informat de fiecare dată când eu postez. Până data viitoare, mult succes tuturor!